Primăria municipiului continuă tăierea arborilor și arbuștilor ornamentali din oraș pentru a fi înlocuiți cu gazon. Gardul viu de lângă parcul din spatele parchetului Pașcani în apropierea Palatului Cantacuzino a fost tăiat zilele trecute de muncitorii primăriei. Miercuri 5 ianuarie, resturile vegetale au fost încărcate într-un tractor, iar în urmă au rămas bucăți dintr-un gard de beton vechi ce era ascuns în tufișuri. Reprezentanții primăriei Pașcani au precizat că vegetația de acolo nu era un gard viu, ci un boschet vechi și îmbătrânit care a fost tăiat pentru a aerisi zona și pentru că era o potențială sursă de infecție în acesta, adunându-se mizerie. Nu se știe deocamdată ce va fi pus în loc, dar administrația locală spune că viziunea acesteia pentru spațiile verzi din zona urbană se centrează pe simplificare, pe spații aerisite, în care să aibă acces lumina și că, în general, se dorește o amenajare cu gazon natural. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că gardul din zona respectivă era verde pe timpul verii și oferea cumva o protecție pentru cei care se aflau în parc, pentru copii pe care îi împiedica să iasă în strada de alături, oferea umbră pentru cei care stăteau pe bănci, dar și o gură în plus de oxigen pentru cei care veneau să se relaxeze sau să petreacă timpul liber în acest parc. Tot uscați și vechi au fost considerați și arbuștii de tip tuia de pe splanadă din zona Valea Municipiului, care au fost tăiați în toamna anului trecut. În locul lor au fost plantați puieți de mesteacăn și prunus nigra. Lucrările de amenajare a spațiilor verzi din zona respectivă au fost aspru criticate de pășcăneni, iar un consilier local a făcut reclamații la poliție și garda de mediu.